Numele invitatei mele de astăzi nu are nevoie de prea multă prezentare. Este mult îndrăgită, bine cunoscută, prin muzica pe care o cântă atât la radio cât și la televiziune. O persoană și veselă, și melancolică, și drăgostoasă, dar și dură câteodată. Artista poporului, Zinaida Julea, este interpreta de muzică populară, romanțe, cântece din repertoriu internațional, muzică ușoară, care ne bucură auzul cu piesele sale. Născută în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, interpreta Zinaida Julea este astăzi alături de noi în emisiunea VIP-ul săptămânii pentru a ne împărtăși detalii cât mai interesante din viața sa. Doamna Julea, bună ziua! Bine ați venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Pentru că tot vorbeam mai sus despre satul în care v-ați născut, vreau să întreb cât de des merge Zinaida Julea la casa părintească și cum a fost Zinaida Julea în copilărie? Uite că nostalgia de acum m-a cuprins, punându-mi așa o întrebare. Nu prea des merg în satul natal, pentru că nu mai am părinții, de mult nu mai sunt părinții. Ba chiar nici casa părintească nu mai există. Acolo unde a fost casa părintească, la Hârbovăț, stă un nepot de-al meu, un mare, mare gospodar, la care și eu țin foarte mult. Casa, din păcate, nu se mai putea păstra pentru că trebuia să facă alta nouă. Are familie și casa se risipea pur și simplu. A trebuit să o dea jos. În schimb, în acel loc s-a atâtea flori, niște straturi de flori atât de frumoase și atât de îngrijit locul acela, că eu deloc nu m-am supărat. Adică că s-a dărâmat casa noastră, a fost dărâmată casa noastră. Ea abia se ținea. Jumătate de din partea de la deal era un pământ de acum până lângă geam. Era pur și simplu periculos să intre în ea, adică să nu cadă acoperișul. O casă veche, foarte veche. Contează locul până la urmă? Contează locul și locul va fi păstrat cu sfințenie. Ce amintiri vă leagă din copilărie de acest loc, care acum nu mai este casa, de fapt? Vai de mine, păi acolo, de acolo au început toate. Dar acolo, în casa părintească, mamica m-a adus pe lume pentru că n-am mai reușit să meargă până la maternitate, dacă îi putem spune maternitate, pe acele timpuri la noi în sat. Era acolo un punct medical, știu, acolo. Dar mămica m-a născut acasă și de atâta până în ziua de azi, eu nu știu cu siguranță ziua când m-am născut, pentru că bănuiesc eu mămica și tata s-au dus la biserică ceva mai târziu și mi-au pus numele. De fapt, eu nu sunt Zinaida, eu sunt Zinovia, care numele unui sfânt. Când te-ai născut, cu siguranță că era o zi a vreunui sfânt. Și probabil că era Sfânta Zinovia când eu m-am născut. V-a purtat noroc numele acesta? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Poate eu mai mult i-am purtat noroc acestui nume pe alocuri. M-am născut într-un sat pitoresc, așezat între 5 dealuri, un sat cu păduri de jur împrejur, cu oameni frumoși, cu un sat de răzeși, într-o familie de țărani. Tata era căruțaș, mamica cosea, sigur că cât a fost mai tinerică, mergea și ea la câmp, la prășit și la alte lucrări care se efectuau pe deal, în câmpii, pe câmpii și dar mai târziu a ajuns să fie o croitoreasă foarte și foarte bună, foarte talentată, pentru că of, cât de rău îmi părea când uneori se făcea coadă la mamica mea, ca să, mai ales în ajun de sărbători, veneau femei care își comandau, știu, fuste, taioare, voiau toate să se înnoiască cu câte ceva și veneau, bineînțeles, la mamica mea, care era cea mai bună croitoreasă.
Și atunci mă avea foarte și foarte mult de lucru, banii punea și pe noi, să mai însăilăm, să mai tivim, să mai... Deci, lucru care nu mi-a plăcut niciodată. Ei, asta e. Vin dintr-o familie foarte religioasă, mamica mea era, mai ales mamica, era profund religioasă, mai cânta și era prima solistă în corul bisericesc din sat. Biserică care a funcționat în toate vremurile și în toate regimurile. Ceva, nu știu, ceva ce vă mai amintiți din copilărie, vreo întâmplare, vreo șotie? Copilăria mea, de altfel, nu s-a deosebit cu nimic de, poate, de copilăria celorlalți, eu știu, de seama mea. Atâta, doar pot să spun că ne punea la muncă. Nu eram din cei înstăriți. N-am prea fost talentați, așa, noi copiii din casă. Mergeam uneori alături de cei mari și la lucrările cele mai grele. Deci, ei, da, și când venea sâmbata, duminica, bineînțeles că atunci ne jucam și noi cu ceilalți copii, răsuna muzică peste tot, țin minte, tata... Nu știu, așa a fost sau poate tata era un mare, mare povestitor, dar și multele mai... și un născocitor, așa, chiar așa îmi place să zic. Așa are niște nuvele și niște... Tata spune că s-a luptat piept la piept cu un neamț ca să ia patifonul. Patifon, dacă mai știi cineva ce înseamnă, deci așa un aparat unde puneai placa și se învârtea așa, se rotea și prindea a cânta. Și tata a adus acel patifon cu niște, nu știu, discuri sau plăci probabil. Am uitat și eu cum să, nu știu, azi cum s-ar mai chema. Și atunci era veselie și voie bună la noi în curte, venea lumea și ne privea cu tot dragul. De atunci, putem spune, a început pasiunea pentru muzică? Ei, pasiunea pentru muzică am avut-o de când mă știu. Chiar de când mă știu, de pe la 3-4 ani, mergeam cu colindatul, cu ratul, cu... Atunci am început să mă deosebesc de ceilalți copii, să fiu... altfel decât ceilalți copii. Eu eram un fel de lider totdeauna. Eu eram cu vocea cea mai tare. Eu eram cea mai ascultată. Eu știam mai mult, ei mă învăța, sora mai mare. Urătura mea era cea mai frumoasă. Eu știu, colinda mea era mai deosebită decât altora. Tata mă învăța colinde și mămica. Dar v-ați gândit vreodată că asta o să vă fie profesia de bază, de fapt, din pasiune? Totdeauna am visat, de când mă știu. Eu eram artista tatii, dar cum să nu? Cum să nu? Nu știam că acest drum poate fi uneori și foarte spinos și foarte bolovănos. Credeam că viața de artist e o continuă sărbătoare. E bine, că nu este chiar așa. Dar nu am venit aici deloc să mă plâng. Facem o emisiune optimistă, asta îmi doresc, de fapt. Vreau să vă întreb dacă mai cântă cineva din familia dumneavoastră. Toți au cântat. Toți au cântat. Mamica, întâi și întâi mamica. Mamica avea o voce de parcă ar fi absolvit două conservatoare la secția vocală. Da, o voce de la Dumnezeu, o voce sănătoasă, cu un diapazon mare. Când cânta zău, că, eu știu, becul de sus tremura, ca nu vorbesc becul, că nu mai erau pe atunci lustrele astea și era aninat așa un bec care se clătina. Sau, cum se mai spunea la noi, zângăneau geamurile. Când cânta mamica mea, pe cărarea care duce din Vaslui spre Carpați. Da, ce să mai zici, ce să mai... Venise un grup de... Nu știu, pe atunci așa se făcea, mi-a povestea mamica că au venit de la Chișinău niște profesori de pe la conservator și căutau talente prin satele noastre.
tot satul arătat. Uite la acolo, la Ierofei, Cătan, acolo este o fată foarte talentată, adică la mamica mea arătau. Și au venit, când au auzit-o, au înlemnit, gata, voiau să o ia cu ei. Și părinții totuși nu i-au permis, pentru că așa erau vremurile atunci. Fata, cum să o dai de la casă? Adică lor, mai ales printre artiști, printre unde? Și mamica așa și a murit cu părerea de rău în suflet, că n-a ajuns să fie acolo unde a meritat să fie. Ar fi fost o mare, mare artistă, mare artistă. Poate o mare cântăreață de operă. Poate dumneavoastră i-ați împlinit visul, poate totuși a rămas împăcată până la sfârșit. Da, bineînțeles, mamica se mândrea foarte mult cu mine. Mamica și tata. Și tata care cânta tot frumos. Și surorile mele, fratele. Toți, la de sărbători, cântam pe voci, frumos de tot. În special cântece religioase. Pentru că mai mult ne adună acolo. De Paști cântam. Sau de Crăciun. Dar nu s-a mai firmat nimeni? Nu, să zicem, nu. O televiziune de la noi din Chișinău, una din primele televiziuni, prima televiziune din Moldova, deci a fost la noi acasă cândva pe vremuri și i-a filmat mămica și tata. Am niște secvențe cu ei și o să le păstrez cât voi trăi, bă, chiar și fiica mea, Zenuța, deci rămâne ceva sfânt pentru mine, da. Eu deja, pentru că m-am informat pentru această emisiune, știu că sunteți al 14-lea copil din familia dumneavoastră. Nu știu dacă toată lumea știe. Oricum vreau să vă întreb cum este să fii cel de al 14-lea copil, cum era la o masă cu atâția în jur, cum este? Nu am văzut niciodată, pentru că mamica mea s-a căsătorit prima oară cu Ierofei Secară, și a avut doi copii. Primul soț a mamicii a plecat pe front și a dispărut fără urmă. A fost dat dispărut fără urmă. L-a așteptat cât l-a așteptat, deci ani și l-a așteptat. Acolo a fost o dragoste mare, mare, din câte știu eu, mi s-a povestit. O dragoste de cea care rar o întâlnești, pentru că mamica se spunea, când bocea mamica mea, când a primit scrisoarea aceea în trei colțuri, că fără veste dispărut, spunea, plângea tot satul când bocea mamica mea. Doamne, Maica Domnului, și eu încep acum să... Atât de mult l-a jelit. Și mulți ani la rând. Apoi s-a recăsătorit mamica mea cu Arion Julea, de acum cu tatăl meu, viitorul meu tată, adică. Și au mai făcut copii. Mulți a dat o epidemie peste satul nostru de tifos, de scarlatină, nu mai știu ce fel de boli, și tot au murit din copii. Mureau, nu știu, mai mult de jumătate de sat a fost secerat de niște boli. Așa că nu, a mai avut o surioară, adică înaintea mea cu mult, care n-am cunoscut-o niciodată, care tot a purtat numele de Zinovia. Și ea a murit, apoi la niște ani m-am născut eu, peste niște ani, și iarăși mi s-a dat numele de Zinovia. Când am venit la Fluierași, acum în orchestra Fluierași, atunci mi-au schimbat numele, m-au pus Zinaida. M-au făcut, pentru scenă, deci eu nici aproape fără știrea mea. A, dar întotdeauna până a vine aici erați Zinovia. Ei, Zina. Iată așa. Zina mamei Zina, cum da, și cântați. Zina. Tata așa îmi spunea, deci Zina îmi spunea. Dar... Atunci când ați aflat, când ați început deja să percepeți lucrurile și când ați văzut că sunteți a 14-lea copil, cu toate că nu erați toți împreună, cum v-ați simțit? Sau atunci, pe timpuri, de fapt, era ceva obișnuit? Nu, asta? Eu de când mă știu, am fost patru copii. Deci, pentru că eu m-am născut atât de târziu, mămica m-a dus pe lume la 50 ceva de ani, da, și nu i-am cunoscut, deci nu am fost, decât pe două surori și un frate i-am... care acum și din ei s-au mai dus sărmanii, sora Liuba,
și fratele Hariton. Am rămas eu cu sora Ana, care este în sat acolo, la Hârbăvăț, acolo are gospodărie frumoasă, sunt oameni muncitori. Dar ați trăit sau v-ați născut, să zicem așa, totuși într-o familie numeroasă. Dumneavoastră aveți doar o fică, Zinuca, cum îi ziceți. Cum se face că doar un copil ați făcut? Drăguța mea, păi, trebuie să mai... Nu uita că o artistă, deci odată și ți-ai ales profesia de a fi cântăreață, profesionistă, să fie o cântăreață consacrată. Acum, nu o să faci prea mulți copii, probabil. Ori trebuie să renunți. Nu cred că poți îmbina, eu știu, avea mulți copii, adică o casă numeroasă și cu profesia de cântăreață. Sau a face multe turnee, cum făceam noi pe vremuri. Veneam dintr-un turneu și plecam în altul. Deși nu chiar asta a fost, eu știu, nu asta a fost motivul. Așa a vrut Dumnezeu, deci am născut-o pe Zinuța și când fiica avea un an și 8 luni, mi-a murit soțul, care era clarinetist, un clarinetist foarte bun, tot la Fluieraș, în orchestra Fluieraș, lucram împreună. Ne spuneți motivul sau nu îl spuneți? Am făcut infart. Inima. Și nu v-ați mai recăsătorit după aceea? Nu. De ce? Eu cred că nu am mai găsit bărbatul potrivit, probabil. Cred. De iubit am mai iubit. Am mai iubit. Nu. Nu pot să zic că am fost o sfântă, sunt o femeie normală. Am mai iubit, dar nu s-a ajuns până acolo ca să merg până la altar. Dar acum, dacă ar fi un bărbat să vă cucerească inima, v-ați recăsătorit? Dacă ar fi, arată-mi-l. Deci nu, asta deloc nu înseamnă că nu avem bărbați interesanți, bărbați minunați. Sunt, dar fiică-s căsătoriți sau poate eu nu-i plac, sau poate mie nu-mi place ca să merg el la altar. Așa îl prețuiesc, bineînțeles, dar... Și apoi, probabil, mai este și factorul ăsta. Deja m-am obișnuit de una singură, așa. Eu să le fac pe toate și să fiu o femeie liberă, așa, pur și simplu. Sperăm într-o zi să vă gândiți totuși. Eu nu sunt dejelit. Nu. Ăsta nu este un obiectiv al meu ca să mă recăsătoresc deloc. Și nu, chiar nu am simțit această necesitate. Deloc nu am simțit această necesitate. Acum aș vrea să am pregătit un mic subiect în care am mers pe stradă și am întrebat oamenii ce cred despre sau ce le spune lor numele de Zinaida Julea și vreau să vedem filmulețul după care să comentăm împreună. Thank you.
Cum v-a părut subiectul? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că mă uit mai mult, ați abordat pe niște tineri. Mai puțin cunosc că înainte cântam și muzică ușoară și, păi da, nu se prea dă acum la posturile de radio și pe la televiziune. Și muzică ușoară, adică și muzică de repertoriu internațional cu orchestra simfonică a radio-televiziunii. Acum am dat-o mai mult pe totuși muzica populară, pentru că muzica populară este cea care totuși mă reprezintă, cred eu. Să ne spuneți ceva, nu știu, ceva ce ați ținut minte sau, nu știu, din asta? Da, eu văd că lumea... Da, întâi le mulțumesc celor care au venit cu gânduri bune și cu un cuvânt de bine, eu știu, către mine. Le mulțumesc mult și, dragii mei, dacă mă vedeți acum, vă asigur, eu nu vă voi dezamăgi, cel puțin în următorii ani. O să mai aduc în scenă niște cântece care sper eu să ajungă la inimile voastre. Acum vă vedem deja cum sunteți și numele dumneavoastră vedeți că este cunoscut de oricine, de la cel mai mic până la cel mai mare. Dar cum era Zinaida Julia pe timpuri sau la începuturi? Cum a fost evoluția? Păi, la începuturi învățam la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și era foarte greu, în plan material o duceam foarte și foarte greu, era mijloc de iarnă, eram în luna ianuarie, la început de ianuarie și hotărâsem să plec în sat, înapoi în sat. Nu mai puteam, nu aveam nici cizme, nici palton, nici ca lumea. Mămica bolnavă tare, nu mai cosea ca pe vremuri să facă un bănuț sau și tata nu prea bine o ducea sărman. Deci, și atunci Isidor Burdin, Dumnezeu să-l ierte, el l-a descoperit pe o mare personalitate. El l-a descoperit pe Nicolae Sulac, pe Maria Dragan. Și eu am avut mare noroc să-mi fie alături. Când el conducea taraful de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, conducea taraful și chiar de-a doua zi m-a luat în acel taraf. Deci el, auzind că vreau să plec înapoi în sat, probabil că a spus lui Serghei Lunchevici, mare lui Serghei Lunchevici, și Serghei Lunchevici m-a invitat la fluieraș. De cum a auzit, chiar atunci seara am și scris cererea să mă ia la fluieraș, în orchestra Fluieraș, la Filarmonica de Stat, pe atunci. Și așa ați început să câștigați... Și așa am venit eu, da, pe scena mare, da, alături de marele dispărut Nicolae Sulac, Tamara Ceban, la fel, Gheorghe Șanu, Dumnezeu să-i... Prin ce ani a fost? 68. 68. Eu nici pașaport nu aveam. La câteva zile am primit pașaportul. Adică încă nu aveți cât? 16 ani, da. Da, da, cea mai tânără, da. Foarte, foarte tânără. Acum, dacă vrea cineva să vă solicite la anunți, cu metrii sau sărbători, să zicem așa, la o zi de naștere, cu cât timp trebuie să o facă înainte? Depinde. Poate cineva să aibă norocul să mă sune chiar și în ajun. Eu știu, dar... credeți, mă, sunt din cei care cu un an înainte. Da. Acceptați pe oricine? Sau cum faceți selecția la cine mergeți și la cine nu? În dependență. Unde trebuie să aibă loc nunta? Cum vorbește cu mine? Cât este de respectuos? Cât este de, eu știu, cât este de gospodar? Că nu vă voi mai duce să cânt acolo, știu. Asta nu înseamnă la bogați, la bogătași numai. Nu. La oameni de omenie. Asta e. Cum vorbește cu mine, așa și acceptul. Înțelegeți oamenii după vorbă?
să zicem? Da, noi artiștii de-a lungul anilor învățăm, învățăm să apreciem omul și la distanță sau chiar la telefon vorbind, da. Pe intonație, nu e vorba de să vorbească, eu știu, cu niște cuvinte alese, eu știu, ca la carte. Nu. Dar ne dăm seama imediat cu cine aveam a face. Pentru că și pe mine m-a surprins atunci. Nu să mers cânt la o brută, la cineva care îmi zice, ia vină și ne cânta. Sigur că nu. Dar atunci când aveți, când mergeți la o petrecere de-a dumneavoastră, a rudei dumneavoastră, cum faceți atunci? Tot cântați? Nu prea merg. Nu. Eu nu mă duc la rude să cânt. Când mergeți, sunteți în calitate de invitat, nu cântați? De acum toți sunt căsătoriți, toți sunt la casele lor, deci nu merg. Nu fac ai mei nunți din anume rude de ale mele. Dar la nunta fiicei ați cântat? Am cântat și am plâns. Da, asta e. Amintiri frumoase. Da, a fost o nuntă, lumea spune, cam povești. Deși nu mi-a roasă și nu... cu cei mai apropiați? 70-75 de invitați. Dacă pomenim de momente frumoase, vreau să întreb câte momente de acest gen are un artist sau dumneavoastră personal? Nenumărate. Când vă bucurați, când puteți să vă bucurați de momentele frumoase? De fapt, până a nu avea pe Zenuța, pe fiica mea, de altfel trebuie să spun, am niște păreri de rău că nu i-am pus numele Ilinca sau Raluca, pentru că asta am vrut eu, dar a venit soțul și a zis, măi, dacă e fată, lasă să fie tot Zâna, măi, că... Și așa, numele meu, Julia, numele de familie Julia, nu figurează nicăieri prin acte, prin așa, sunt numai pe scenă Zinaida Julia. Eu peste tot în acte sunt Zinaida Brânzilă. Brânzilă. După numele soțului, da. Am făcut creștinește, așa cum se făcea pe atunci. Și a zis, hai las fii măcar, să-i rămână numele tău. Adică dacă n-a rămas numele de familie, Julia... Acum am niște păreri de rău, așa, să nu ne audă nimeni. Dacă aș mai avea o fată, i-aș pune numele Raluca sau Ruxanda sau eu știu, Ilinca. Nume foarte, foarte dragi sufletului meu. Poate îi sugerați fiice pentru nepoțele. Mai bine. Da. Dar din aceste momente frumoase, ar fi un motiv pentru care vă inspiră să scrieți o piesă, să o cântați, să acceptați o piesă care vă dă altcineva? Eu de obicei nu cânt, nu iau cântecele cuiva. Eu am atâta inspirație și... Deci toate cântecele sunt scrise de dumneavoastră? Nu pot să spun că sunt scrise de mine, am și cântece pur folclorice, deci culese din folclor. Prin culegeri de folclor, eu am acasă o colecție foarte bogată de culegeri de folclor, de acolo mă inspir deseori și mergând pe la concerte, că nu cântăm numai la nunți, avem și concerte, deci cântăm și pe la hramuri, acolo se apropie fel de fel de lume de noi și uneori cântă cineva un cântec tot popular. Și atunci eu imediat îl memorizez în cazul când m-a impresionat și îl mai, eu știu, mai modific pe aici, pe acolo, mai intervin. Ca să iasă, deci, un cântec tot popular, atât dacă cu niște mici intervenții. Dar 80% din ceea ce cânt eu, da, sunt melodii ale mele și texte ale mele. Deci oamenii sunt totuși până la urmă cei care vă inspiră să au folclor. Poate inspira o frunză, o frunză, o petală de floare, orice, absolut. Când plânge, orice. Când aveți momentele de inspirație, când scrieți sau compuneți? Da, cu asta e mai greu. Uneori mă telefonează cineva și...
ești ocupată? Zic, nici nu știu cum să-ți spun. Adică, da, de ce mă întreb? Păi aș vrea să discutăm mai mult, să stăm mai mult de vorbă la telefon. Zic, nu o să ias, azi nu, altă dată. De ce? Mi-a venit muza. Da, și când îți vine inspirația, astea sunt niște momente nu prea dese, deci, ca să se știe. Când îți vine inspirația, totuși nu ești un robot, nu-ți poți programa. Uite, mă, ori cei care se așează la pian să scrie o melodie sau, eu știu, stau cu o foaie albă în față și mai am o oră, două liberi, ia să fac o poezie, ia să scriu o melodie. Aia nu este nici poezie inspirată și nici muzică inspirată. Nu cred că acea muzică sau acele versuri vor ajunge la sufletul ascultătorilor. Trebuie să aștepți când vine inspirația. Sunt niște momente foarte alese și foarte mult așteptate de mine. Vine destul de des la mine muza. Mulțumesc! Da. Momente de astea de muză ar trebui să mai dăm și politicienilor noștri să aibă clipe în care să facă proiecte de lege mai benefice pentru societate. Dar vreau să vă întreb dacă domeniul pe care îl profesați are vreo tangență cu politica sau sunteți cumva afectată de evenimentele politice care se întâmplă în țara noastră? E bine că, nu știu ce ne spunea, că artiștii nu trebuie să se bage în politică, nu trebuie să... Eu nu pot să înțeleg. Dar cum să nu iei atitudine? Adică ce, un artist nu e ca și ceilalți cetățeni ai țării? Adică de ce ar trebui să nu-mi dau cu părerea sau să nu... Că uite, ăla e bun sau altul nu e prea la locul lui sau... Eu nu pot să înțeleg. De ce unii vor să-i separe pe artiști de tot ce se întâmplă în țară. Ori mergi în campanie electorală, dacă susții pe cineva, eu știu, de ce n-ai face? De ce n-ai face? Asta se face în toată lumea, absolut. Sigur că sunt la curent cu totul ce se, toate câte se fac în țară. Dar vă afectează cumva modificările? Că a fost o conducere, apoi alta s-a schimbat, vă afectează cumva dragii asta? Mea, dragii mei, să știți că când se produc transformările astea, când se schimbă regimurile, să știți că întâi și întâi se lovește în cei mai firav și mai fin, în arte. Când e criza asta și când e atâta sărăcie în jur, Zinaida Julia, i-ar plăcea să se implice în politică? Poate vine cu idei noi, poate cu o schimbare, ceva da, pentru... Da, deloc, nu exclud că atunci când va veni și vremea, când probabil mă voi implica în politică mai mult, poate voi fi membru a vreunui partid. Gândiți ceva deja? Gândiți ceva deja, zic, în care ați putea să vă... Eu mă gândesc la orice, la multe. Multe gânduri are omul. Deci da. În curând am putea o vedea? Nu în curând. În curând eu mai am de gând să cânt. Atunci când o să vă mai ocupați de cântat, o să vă să-mi vină mai greu să merg, să fac atâtea drumuri. Atunci o să vreau să vă spun o viață, nu că mai liniștită, dar să știu... Să nu alerg atâta, adică să nu fac atâta drum, atâta, să nu obosesc, să nu, adică atât de mult, pentru că nopțile nedormite, eu nu știu cum arăt acum la ecran, dar atâtea nopți n-am dormit eu, că nu știu dacă le-aș număra, ar ieși așa, cam jumătate din nopțile dintr-un an, eu nu le dorm. Dar nu numai eu, mai sunt niște colegi ai mei care nu dorm ca și mine, pentru că lucrăm. Asta e. Suntem deja pe final de emisiune, totuși nu aș vrea să încheiem pe o notă tristă, însă vreau să vă întreb, pentru că știu că persoanele foarte cunoscute au parte de dușmani. Dumneavoastră, cum stați la acest capitol? Draga mea, eu dacă n-aș avea dușmani, n-aș costa nici doi bani, vorba aceea. Nu știu cum aș trăi eu dacă nu aș avea vreun dușman, sau dacă nu aș fi invidiată cumva. Eu decât să fiu jelită, mai bine să fiu invidiată, decât să fiu compătimită. Orice artist, oricare artist care se ridică cumva mai mult deasupra mulțimii, așa, oricare este mușcat, încolțit, asta e. Ce să-i faci? Nu sunt eu prima și nu ultima. Dar
asta face viața mai colorată, mai așa, mai... Na, când nu... Ori nu pot să fie toți la fel. Mai este o vorbă, că nu toată musca face și mieri. Poate asta ar fi un motiv care vă dă în bold să faceți lucruri și mai frumoase, ca să aibă de ce mai bine. Da, eu nici nu aș zice dușmani, nici niște neprieteni. Poate într-adevăr niște invidioși, dar nu cred eu că trebuie să le atâta atenție. Că n-aș fi eu dacă n-aș avea, deci nu i-aș avea pe acești invidioși, da. Dar uneori chiar acum aș vrea să le mulțumesc, pentru că dacă și-ar dai seama cât de mult mă ajută, pentru că știi, tocmai ei, parcă ar fi un motor așa care m-ar face să nu mă liniștesc, să nu mă mulțumesc cu ceea ce am făcut până acum și să demonstrez încă o dată și încă o dată și de câte ori va trebui să demonstrez că, na, pot să cânt, să lansez cântece frumoase. Cam asta e. Orice artist care se bucură de succes, totdeauna a fost și invidiat, dar și foarte iubit. Asta e. Eu cred că dragostea pe care ne arată cei care ne ascultă, care ne apreciază, eu cred că le acoperă pe toate. Astea sunt toate niște nimicuri. Acum chiar că suntem la ultima întrebare, știu că aveți mulți ani în spate, trăiți pe scenă sau nopți nedormite, cum ați spus. Care este experiența acumulată de aceste trăiri? Din ochii oamenilor privindu-i, de zâmbetele lor primite, de sutele și miile de flori, de tot ceea ce a fost Zinaida Julea pe scenă. Păi, omul cât trăiește, învață. Sigur că am învățat și eu de-a lungul anilor niște lucruri, câte ceva, poate chiar mai multe. Păi, bineînțeles că de viață cântând, sigur că am acumulat experiență în domeniul pe care îl profesez, dar principala mea preocupare a fost, este și va fi, cred eu, atâta timp cât voi putea cânta, ca să nu-mi dezamăgesc ascultătorul sau admiratorii mei, cei care mi-așteaptă cântecele, cei care mi le ascultă, cei care îmi dau aripi ca să cânt și de acum încolo. Eu sper să nu-i dezamăgesc. Deci mă gândesc mereu la ei. Cum să fac, ce cântece să mai lansez, să le discrețesc frunțele sau să scot o lacrimă din ei sau să le fac viața mai frumoasă, să încerc și eu să... Eu totdeauna, de fapt, am încercat să torn un strop de lumină în sufletele celor care mă ascultă. Distinsă doamnă, vă mulțumesc pentru răspunsurile plăcute, liniștite, de care am avut parte. Vă doresc încă multe realizări frumoase, iar telespectatorilor noștri vreau să le spun să nu uitați că cea mai pierdută zi este ziua în care nu ați zâmbit. Zâmbiți și totul va părea mai frumos. Da, așa că bine.